Campioana CSU ASE Soft va fi generoasă la ultima oficială din acest an. Mâine după amiază, gruparea ploieșteană va întâlni BC Argeș Pitești. La acest meci vor asista și 60 de copii cu o situație specială proveniți de la centrele de plasament. Înaintea partidei, giganții vor oferi cadouri micuților fani, iar celor mari, burlacul și coechipierii, trebuie să le aducă victoria împotriva piteștenilor, mai ales că sunt lideri autoritari, în vreme ce oaspeții din Argeș sunt la mijlocul clasamentului pe locul 8.